1 iunie, o zi cu o dublă semnificație. Pe lângă celebrarea copiilor din întreaga lume, astăzi s-a scris istorie la Muzeul Regiunii Porților de Fier din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, prin inaugurarea atelierelor și nucleelor ocupaționale mehedințene din cadrul secției de etnografie și artă populară. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, alături de echipa PSD Mehedinți. Dacă sărbătorile de iarnă ne-au adus bucurie prin inaugurarea parțială a secției de etnografie și artă populară, iată că ziua copilului ne-a prins tot la ceas de sărbătoare, de această dată prin inaugurarea atelierelor și nucleelor ocupaționale mehedințene în cadrul secției de etnografie și artă populară. A fost un an greu, dar eforturile de finanțare arată respectul pentru cultură, pentru tradițiile românești pe care președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu l-a acordat acestei instituții, dar și implicarea instituției muzeale în finalizarea amenajării expoziționale. Am venit însoțit de colegii mei din PSD, parlamentarii de Mehedinți, senatorul Mazilu, deputatul Chirilă, deputatul Folescu. Am venit însoțit de prefectul Alin Isuf și de secretarul de stat, Dan Simce. Și mă puteți acuza că fac și un pic de politică, dar sunt oamenii care au fost alături de mine în toți acești ani, alături de colegii mei din Consiliul Județean și alături de colegii mei și ai dumneavoastră din muzeu, care fiecare la rândul lui, mai mult sau mai puțin, și-a adus contribuția pentru a aduce muzeul în stadiul în care se găsește astăzi. Pentru că trebuie să recunosc că acum vreo 8 ani de zile când am preluat acest proiect greu pentru muzeu și știți foarte bine că a fost gestionat de către Consiliul Județean, pentru că beneficiarul acestui proiect pe fonduri europene era Consiliul Județean și a trebuit să asigurăm managementul proiectului. Mi-aduc aminte că acum 7 ani veneam pe aici și de multe ori mă gândeam, Doamne, nu cred că vom termina vreodată muzeul acesta. Mi-era teamă că va rămâne această clădire în stadiul în care era la vremea respectivă, că vom pierde fondurile europene și că totul va rămâne în sarcina noastră și o putreze destul de mult până îl repunem în funcțiune. Cu multe greutăți și cu fondurile europene și cu efortul deosebit al tuturor celor implicați și cu fondul de la bugetul județului, am reușit într-o primă etapă să gestionăm acel proiect și să reabilităm această clădire care, așa cum nu cred că știu mulți, nu a presupus în acea etapă de finanțare și amenajarea expozițională a tuturor sălilor din acest imobil. Alin Isuf, prefectul județului Mehedinți, a fost de asemenea prezent la inaugurare, subliniind faptul că Muzeul Regiunii Porților de Fier a devenit un pol al zonei culturale și turistice al județului Mehedinți. Nu se putea un moment mai potrivit decât acesta de a inaugura această secție expozițională, cinstea Zilei Copilului. Sigur, este un management performant aici la Muzeul Porților de Fier. Este un colectiv de excepție care a făcut posibile toate aceste lucruri. Bineînțeles, cu susținerea constantă și de mulți ani a Consiliului Județean, a domnului președinte Aladin Georgescu, a aparatului de specialitate al Consiliului Județean, mulți colegi de ai mei directori sunt prezenți aici și factori de conducere. Salut cu această ocazie și parlamentarii noștri mehedințeni, consilieri județeni, doamna vicepreședinte, domnul primar de la Ponoare, l-am văzut aici, și alte personalități. Deci ne bucurăm de o prezență remarcabilă la acest eveniment. Ultimii 2 ani și jumătate au trecut cu folos pentru Muzeul Regiunii Porților de Fier. Astfel, astăzi, 1 iunie, s-a scris istorie în cadrul Instituției de Cultură din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Iată-ne că 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, este o zi în care se scrie istoria finală a amenajării expoziționale a muzeului. În timp ce copiii jucau și îmi umpla inima de bucurie, mă gândeam ce a fost aici în 1982. În urmă cu 40 de ani, se deschidea secția de etnografie și artă populară a muzeului. Au trecut 40 de ani. Eu de aceea spun că astăzi noi scriem istorie. Pentru că ce am făcut noi, aici, toți,
înseamnă viitor. Cine știe pentru cât timp. Ne bucurăm de ziua de astăzi, inaugurăm, dar trebuie să realizăm că ceea ce am făcut trebuie să dăinuiască în timp și să oferim tuturor la nivelul așteptărilor lor. Secția de etnografie și artă populară este o componentă importantă a activității Muzeului Regiunii Porților de Fier, alături de celelalte secții. Evenimentul s-a bucurat de prezența oficialităților locale și județene, a invitaților de marcă din sfera culturii județene, regionale și naționale și a reprezentat un moment de mare însemnătate pentru muzeu. Eu sper ca expoziția pe care o vizitați astăzi, cea de-a doua parte a secției de artă populară, expoziția permanentă, o să vorbească singură. Asta mi-a propus din 2014, când aproape inconștient am pus pe hârtie o propunere de proiect expozițional, fără să cunosc foarte bine patrimoniul pe care îl deține secția. Cu toții știm că am suferit cu patrimoniul pachetat aproape 10 ani, fapt care pe noi ne-a obligat să pregătim panotarea de acum, încă din iunie 2019, de când am revenit cu patrimoniul spațiile Muzeului Regiunii Porților de Fier. O perioadă pentru secția de etnografie, să știți, foarte grea, dar pe cât de grea, acum, la sfârșit, tot atât de frumoasă. Au participat reprezentanții Muzeului Satului Bănățean Timișoara, Muzeului Județean Gorj, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului Caransebeș, precum și profesorul universitar Gabriela Nedelcu Păsărin și profesorul Călin Șuteu, Universitatea 1 decembrie 1918, Alba Iulia. Nu au lipsit nici partenerii culturali din Cladovo și Zajecar. Puteți-mi să-i felicit pe colegii noștri care au reușit încă o dată, a doua etapă, dacă tot ați făcut o etapizare, a doua etapă în care ne confruntăm cu trecutul și nou. Aflam până acum că muzeul este loc de tezaurizare a valorilor de patrimoniu imaterial. Eu spune că este un muzeu viu, am avut dovada anterioară prin deschidere, este un spațiu de desfășurare a unor evenimente care aduc în actualitate valorile de patrimoniu imaterial și dumneavoastră tocmai asta ați făcut. Ne-ați deschis această sărbătoare cu argumentele vizuale și ce vreați mai mult decât un arc peste timp de la copiii, de la conoarele mehedinți, la performerii populari, așa cum a fost Anica Lanțu. De asemenea, grupul de dansatori de la Ponoarele a oferit un scurt program artistic continuat de îndrăgita interpretă de muzică populară, Anica Ganțu. Și știu că...